Ce noutăți mai ai, Sergiu? Și noutate, azi a fost judecată cu executorul judecătoresc ca să-l oblige prin judecată că este o hotărâre judecată unde ea este obligată să respecte graficul de întrevedere. Sunt de ei fata de sâmbătă de dimineața până duminică seara. Dar și unde sunt odei dacă ea e în Italia și tu ești hăt în celălalt Dar capăt eu de în Moldova, continent? dar pe Italia. Italia ei puteți ducă, dar copilul trebuie și la domiciliu. Ei, Italia face ce vrea. Ei om liber. Dar Și copilul are atâtea. ce-a zis instanța? Și instanța l-a sancționat cu 20 de unități pe executorul judecătoresc. Pentru că a patra oară nu s-a prezentat cu dosarul în fața instanței. Și l-a obligat că la ședința viitoare să fie numai decât cu tot. Deci nu l-a amendat pe fond, l-a amendat pentru că nu a venit la ședință. Da, nu s-a prezentat cu... Dar celelalte dosare? Cele dosare așteptăm. Așteptăm că domnul Presăcari, el o leacă e clown omul și ala, pentru că el vine, de exemplu, când l-ai filmat că a venit nepregătit, atunci acum amână, una, două, amână și nemotivat că este de am și dovadă că advocatul meu a făcut asta, luată de pe la procuratura de la Bălți. Și Păi el a da, amăzit și ce consecință o suportat dacă o spus mențiune în instanță? Nu, este, dar sunt masterul să facă și deodată acum să facă pe executor, să facă și la șeful lui acum o plângere, advocatul meu. Da, și la avocat poți scrie o plângere la Uniunea Avocaților, dacă nu și pe cumva e faptă advocatul să penală, facă, da? pentru că nu e una, două, el iar amână, una, două, el amână, dar fost mamă s-a pensat și l-a laudat, că el a sămâie și a judecată până fata și bă mare. Și văd că după cum el sprinește până când, tot amână și nu e asta, și ar trebui să numai decât de să fac și bă, tras la răspundere. Asta lui pare că e o joacă, el a fost judecător și pare cum face înainte, pe vremea lui ăsta, să fac și acum. Dar nu-i vinovat avocatul că încearcă să tergiverseze, vinoveți judecătorii că acceptă asta. Domnul Oleg, judecătorii tot nu vă să fac când scriu și cererea asta și mi-a spus că a făcut plângeri la apel. Și la apel el are cineva chelor ca judecător la Bălți. Și nu-i faci și o vede, așteptăm. Noi așteptăm ca să facem plângeri pe dânsul pentru că ajunge. Ajunge, eu când am fost la ședință, acum în Moldova, la ultima ședință, tu m-a tremura, el tremura și se nerva să nu aferește. Advocatul lui ea, îți vede că nu ești prin el, nu-i planurile, nu-i coincid cu acele care le-au pus, înțelegi, nu îți bat cap în cap și spun, tu mă crișca. Sperăm că acum și sper că cu dosarul penal, acum ne-am așa pe 17, că e pe 17 tot aprilie, și gata, e dezbaterea așa și pronunțarea, cred că. Sentință, da? Da. Și pește o oră este cu schimbarea domiciliu și taman a chicat numai bine că ar și ghinicul ăsta și pe de parte advocatul e făcut bine. Poate de asta și am acceptat amânarea judecătorul ca să vadă ce decide și cealaltă instanță. Dar e alt judecător. E alt judecător, da? Schimbă penalul întâi și penalul încă mai bine, pentru dacă schimbă penalul, schimbarea domiciliului 100% dacă schimbă. Dar așa schimbă, pentru că este și la advocatul poporului și este și asta și ne spun și aici de la armata salvării de aici, cred că cu un domn care știu tare bine și a spus că n-are chip să nu-ți dă câștig de cauză. Nu e chip, pentru că nu ajunge la curtea europeană și 100%, după ca să întindă iar vreme. De acord. Pentru copilul are, domnul Oleg, de ambii părinți dreptul. Și e viața ei personală, face ce vrea. Dar copilul, și în hotărâri, când s-a schimbat la domiciliu, ei acolo scrie negru pe alb. Nu trebuie și bă fata sancționată față de tata și tata de fată. În hotărâri de fond. Unii s-au stabilit, unii și Curtea Supremă au făcut și Curtea Supremă îți vedem, am cu judecătorii și ei, pentru că aici sunt aibăcite juge de grabă la CEDO. Pentru că ei n-ați fac pe judecători să-i condamne să iei asta. Și la CEDO vine și spui CEDO. Cum au încălcat ei, nu au încălcat asta, articolul 63 din Codul Familiei. Dar și Curtea Supremă, tu ai scris plângere penală împotriva judecătorilor și acum... Am scris, am dat la procuratură, acum am dat la prima instanță, acum e la apel, e definitivă. Și după asta ajunge la
Curtea Europeană. Domnul Oleg, eu mă jur că eu n-am scris, pentru că ăsta e copilul meu și nu mai eu știu prin ce a trecut. Nu mai eu știu cât n-am murit eu în reanimare așa. De 5 ani n-ai putut să o vezi nici online, nici pe internet. De 5 ani nici glasul n-am auzit. La mine a rămas memorat în cap cum fata ține cu mâine de mine și plânge în vreți două. De atunci eu glasul n-am auzit. Și am o poză, văd că acum ne-a făcut un site ăsta și nu e de-a mai, s-o ascunde pe fată. Înțelegi? Asta e cel mai rău, pentru că ei și-o ascunde, eu nici nu văd. Pare rău. Am o poză că un prieten de neu, cumva, o văd și mi-a trimis și am poză la fată, dar și eu fata nu, eu nu știu ce este. Asta e ca să leacă mai mare și o să-și facă chiar ea cont pe rețele sociale și domnul Oleg, dar pentru și e ca să crească, deși să aștept dacă fata trebuie și bădusul și ar trebui și băie, pentru că asta e de urgență la mine. Este și azi vedem că așteptăm și cu aia asta, cu unii instanță au fost, Ministerul Justiției a fost tras la răspundere pentru că atâta cu legea 87. Dar încă nu e definitivă decizia. Nu vedem, dar trebuie să vrei cu advocatul zidem, pentru că cred că mâine să-i spun, să vadă concret și o contestat-o, nu contestat-o, s-a uitat la apel, nu-i. Că atare dar definitivă și dacă nu-i la apel. E trebuie și publicat și trebuie și băistă, dacă e dat în aista, ori nu? Dar cine trebuie? Guvernul, Ministerul Justiției s-o contest și el e cam obligat prin lege să nu accepte deciziile așa cum sunt, așa că o contestat-o în mod sigur. Nu, da, că doamna consilieră a ministrului că a îngrăit și tu m-a sonerat când m-a văzut că eu din aista am venit la amu când a fost acasă. Da. Doamna Victoria, nici aista, ei cu așa, aista am vorbit și eu știu că acum la mine numai decât în cazul meu trebuie de făcut și bă, ai uitat cum eu zis pe nume, judicat după judicat, unul pe alta. Da, să nu tragă atâta de timp. Da, și Catarie, Ministerul Justiției, da, cum ai zis, ei sunt obligați să conteste. Da, sunt obligați, domnul Oleș, cum spune, Curtea Supremă e aista, dar vezi câte încălcări fac? Și oamenii, bă, pleacă capul că e Curtea Supremă. Nu, cum e Curtea Supremă dacă așa încălcări mari faci, grave? Pentru că atunci s-a pronunțat ea Catarie, s-a făcut o hotărâre cu ăsta, copilul era aici și era crescută înainte, cum și-a fost, zice, pot. Nu să știi. Domnul Oleg, cum nu se știe? Ia n-ascult un minic. Când crește un copil la 5 luni până la 5 ani, e mai ușor ca copilul să crește la 5 ani până la 10. Și de cine mai tare are copilul nevoie de mama care l-a purtat în burtă 9 luni, ori tata care... De ce zici că copilul e atașat de mamă la noi și copilul nu că e atașat, dar că rămâne cu mama la noi în Moldova și ăsta sunt moldovenii, dar nu e corect așa. Rămâne cu mama pentru că el, mama îl crește cu sânul ăsta, el se atașează mai tare de mama, tata pe la lucru, pe la ăsta. De atât aș rămâne că bută cu mama. Dar nu e așa. Că acum chiar nu de mult e ca un caz, dacă unui psihologul spune că nu e corect așa că rămâne cu mama. Și advocatul, domnul care l-am schimbat, eu a fost la mine advocat. Da, Dorin. De la caz la caz se examinează fiecare caz în parte, nu trebuie să fie o regulă. Înțelegi una, domnul Oleg, dreptul copilului de a mai lege. Dreptul copilului lege și tot. Și copilul are dreptul să-și vadă ambii părinți. Ei de mult trebuie să fac copilul și bădus. Înțelegi că asta cu schimbarea domiciliu și al mult jumătate aș trebuie și pronunțarea. Deci, o judecată, judecătorul nu poate judecătorul că a fost foaie de boală acum, că s-a amânat pe data de 9, îmi pare că. Acum advocatul e, dar advocatul e mai la fiecare, ori la este că ar trebui să fac fără de dânsul judecătorul. Și eu ca juge, cât e mână și cât e asta. Așa, judecătorul ar trebui să este și să fac fără dânsul și tot. Amânat odată, două ori, dar nu e veșnic așa. Sperăm că îți dăm de capăt, îți dăm totuși de capătul la asta, dar nu știu, că eu tot sper, e ca așa ani trec. Copilul crește și înțelegi, asta e alienare părintească, 100%. Asta e alienare părintească, ei nu-i spun că eu sunt bun. Să-i spus eu sunt bun, ei îmi da și grăim cu dânsul.
Dar de atâția ani nici nu, eu, glasul meu la fată. Eu am uitat așa glasul, dar de 6 ani acum. Și am ușa în aprilie 6 ani. Nu, ei pare o joacă tot. Ei pare tot o joacă. Dar nu-i joacă. Cistit, eu nu mă joc. Eu să măr până la urmă. Pentru că este copilul meu și sunt obligat. Eu sunt obligat să-l apăr. De un caz, ceva, cum eu să-l apăr copilul lor și știu și eu n-am acceptat la asta. În Italia nu pot să mă duc. În Italia îi văd acolo cum mai este. Un părinț duc și a făcut că să furi copilul. Și nu știu, uite, care hotărâre de Moldova. Ei nu recunosc și din Italia. Înțelegi sau nu? Cum nu recunosc permisul de conducere din Moldova în aici? Jumătate de an, dar după jumătate de an spune amendă în polnă rost. Nu-l recunoaște. Înțelegi? Sperăm, domnul Oleg, sperăm că îți dăm de capăt acum. Dar eu nu știu, nu știu. Dar e foarte mult timp, foarte mult timp și copil și copilul crește și l-a izolat de dreptul lui de a crește între ambii părinți. Fie dacă deodată cum l-a luat, la un loc de zile... Dreptul ăsta voi l-ați izolat, că ați divorțat, altfel... Are dreptul să comunice cu ambii părinți chiar la distanță. Domnul Oleg, am divorțat. Am divorțat, nu am găsit timpul comun, dar și are copilul. Copilul e în mijloc și tot. Ei nu trebuie să iei să izolezi copilul, să-l iei să deodată copilul. Ca... Copilul l-a stat ca o tigaie, înțelegi ori nu? Și când i-a trebuit, nici l-a luat. Așa se spunește. Dar copilul nu-i copil. Copilul are întrânsul suflet, are... Asta. Și... Categoric nu trebuie să-i dai. În prima instanță atunci nu trebuie să-i dai. Copilul era atașat de mine. Cum tu se pronunță? Înseamnă că judecătorul a luat. El nu ca judecător, ca judecător, a luat ca psiholog. Ca tare judecătorul judecă. Și în baza la probe, în baza și spune legea. Dar legea spune negru pe alb. Copilul până la 10 ani rămâne cu părintele care i-a atașat. După 10 ani are dreptul să spui el singur în instanță. Cine? Din părinți. Cum pute Curtea Supremă să încalce legea asta? E ca Curtea Supremă care face o hotărâre irevocabilă și definitivă. Și cum putem să avem, cum putem să avem noi încredere în justiția noastră moldovenească dacă ei fac așa? Cât sărași oameni dau mâine jos și gata, dar nu, ei nu dat puteam, ați dă ei mâine jos, dar nu eu. Pentru că asta e copilul, e viața mea. Eu nu m-am știut cum l-a crescut copilul ăla la 5 luni. 5 ani. Singur. La 5 luni până la 5 ani. Bun, Serghei, așteptăm și luna aprilie. Mult ai așteptat. Așteptăm și... Asta și al mai este că acum executorul trebuie să facă doilea dosar penal, ei trebuie să aibă, înțelegi? Nu? Pentru că o hotărâre judecată pe 320. Dar în primul rând de a face 320, el trebuie să facă 318. S-o... Să-i fac contravențional. Și nu a doilea dosar penal, pentru că este o hotărâre asta și e un calcă. Dar hotărârea asta e definitivă și e legită, mor nu? O hotărâre judecată ca definitivă. Tu știi mai bine. Nu, dar o hotărâre judecată ca definitivă, nu e lege? Păi și ce spune hotărâre de judecată? Copilul rămâne cu ea. Că... Am văzut de tot așa l-a amendat, pentru că el nu vine executorul să facă o pronunțare, să l-o oblige pe dânsul să facă... Să facă el, dar nu executorul spune pe telefon ca să-l râdă judecătorii pe dânsul, că el a să facă dosar penal, a spune, înțelege-o nu? El nu face și spune carte, el spune ca să-l râdă. Dar executorul ăsta e de râs și de plâns, pentru că eu când am dus titlul ăla, hotărârea judecății la dânsul, el nu vrea să iei, eu mă duc și-a chemat poliția. Și-a doilea țelul o luat. Înțelegi eu nu? Și am plătit încă, i-am plătit și banii ei, i-am plătit 7.000 de lei. Când nu m-a stăpus de lucru. Tot plătit el nu face lucru, înțelegi eu nu? El mi-a luat chipriză, nu pot să găsați, că trebuie să plătesc eu banii și ies mie întoarcă. Iare, da, iare 9.000 de lei, trebuie să întoarcă banii care i-am dat eu lui. El a făcut pe asta ei cătare. O să vă lămurit. Banii nu e, domnul Oleg, banii fac eu. Dar sănătatea și cât au traumat copilul și la mort, la tata, nici nu știu că tata au participat tot la creșterea ei, nimeni n-a să întoarcă. Și copilăria copilului meu, nimeni n-a să ne-l întoarcă, înțelegi ori nu? De acord. Bine, soare bună și sperăm că să-i stă. Hai, soare bun, domnule.